Sunt un mesager rătăcitor din lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus arma mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul,
cântare, în rugăciune. Domnul e prezent și ne bucurăm. Frații mei, ne bucurăm sau nu? Amin! Slăvit să fie numele Domnului! Acum a sosit timpul și vremea să ne bucurăm și să ascultăm cuvântul Domnului. Iar nouă, Dumnezeu, să ne ajute să fim ascultători, amin, dar și împlinitori, amin, ai cuvântului lui Dumnezeu. Amin! Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Berbecea, să-l binecuvinteze și să lase Duhul Sfânt peste el, amin, și peste cuvântul care va fi propovăduit în această seară. Amin! Amin. Lăudați să fie Domnul! Amin! Mi-a venit în minte gândul acesta. Repetiția este mama tuturor învățătorilor. De aceea vă invit, iubiți frați, să vă ridicați din nou în picioare. Doresc să recitesc din nou cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit la începutul slujbei. Și doresc ca să fie proaspăt în mintea noastră cuvânt care, așa cum am spus, este în Roman, capitolul 8. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Vă invit să vă reașezați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am citit acest cuvânt. Cu siguranță îl cunoașteți. Sunteți familiarizat cu el. Dar aș vrea să ne oprim puțin și, așa cum spuneam de dimineață, aș vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm la noi și la viața noastră. Să nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta. Și nici să nu permitem celui rău să vină cu gândul acesta. Păi tu predici, dar tu faci. Înțelegeți? De multe ori avem tendința aceasta, ne uităm la cel care este în față. Și așteptăm mai mult. Uitând că și noi cei care suntem în fața dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu, suntem oameni. Luptele sunt mai intense, pentru că potrivnicul vine cu mai multă înverșunare în dreptul nostru. Și dorește să dopoare pe unul sau pe altul. Să-l întineze într-un fel sau în altul. Suntem oameni ca și dumneavoastră. La fel dacă dintre dumneavoastră ați fi înaintea noastră, la fel aveți slăbiciuni. Și îmi place așa de mult de Apostolul Pavel când spune lucrurile acestea. Din capitolul 7 doresc să dau citire la câteva versete. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept, am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Toți cunoaștem versetele acestea și le vedem că ele se împlinesc în viața noastră. De multe ori vrem să facem binele. Luăm hotărâri noi. Plecăm de la biserică motivați. Plecăm de aici înflăcărați. Și după ce am ieșit pe poarta bisericii, în drum spre casă, sau poate că n-am ajuns acasă, uităm că am fost la biserică. Uităm. Și în loc să fim niște oameni înțelepți, plini de Duhul Sfânt, înclinăm spre legea aceasta a păcatului, care este în mădularele noastre, în firea noastră.
Iubiții Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim înțelepți, să fim înțelepți. Am citit acest pasaj care este intitulat Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii. Și aș vrea să pun întrebarea. Noi îl mai așteptăm pe Domnul? Dacă noi îl mai așteptăm pe Domnul, trăim în așa fel încât ceea ce am cântat în cântarea de neauri. Sunt un mesager rătăcitor prin lume. Versul unei strofe spunea, spuneți tuturor de iubirea Lui. Spuneți tuturor, face lucrurile acestea. Se văd ele în viața noastră, în vorbirea noastră, așa cum spuneam și dimineață. Suntem noi maturi sau suntem încă copii? Avem răutăți? Avem lupte între noi? Vorbim ca niște copii? Ne jignim? Sau suntem oameni maturi? Și căutăm în dragoste și în iubire sfântă să ne îngăduim unul pe celălalt. Știind că, așa cum eu am slăbiciuni, fiecare de aici are slăbiciuni. Și noi trebuie în dragoste să ne îngăduim unii pe alții. Să ne rugăm unii pentru alții. Și să fim maturi în ceea ce privește relațiile dintre noi. Să fim maturi în ceea ce privește vorbirea noastră, simțirea noastră, gândirea noastră. Doamne, ajută-ne! Noi toți, cei ce suntem aici prezenți, cred că este gândul acesta. Aștept venirea Domnului. Îmi doresc să vină și cântam de dimineață cântările care spuneau, te aștept Iisuse, să vii. Chiar îl așteptăm noi? Aș vrea să ne uităm în textul care l-am citit în această după-amiază. Și zăbovind asupra acestui cuvânt, să ne uităm la noi, la acțiunile noastre, la umblarea noastră și în ultima parte ar vrea să fie și o practică practică acestui timp. Să ne rugăm. Dacă încă mai sunt slăbiciuni, să stăm înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, îndură-te. Amin. Doamne, ai milă. Doamne, îmbracă-mă Tu de putere. Mai adu vremuri de înviorare pentru ființa mea. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitându-ne în textul care l-am citit, putem deosebi două stări. Noi putem să fim credincioși și vedem aici două categorii de credincioși. Sunt unii care înclină spre firea pământească și fac lucrurile firii pământești. O altă categorie de credincioși sunt acei care prin Duhul fac fapte vrednice de pocăință. Prin Duhul. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Așa spune cuvântul. Așadar, fraților, nu mai datorăm nimic firii pământești. Nu mai datorăm. Ca să nu trăim după îndemnurile ei. Și acum aș vrea să ne oprim puțin și voi fi puțin mai direct. Dacă eu vin și fac o slujbă în casa Domnului și dacă stau în bancă, judec, nu sunt atent, deranjez pe cel de lângă mine, în loc să fiu atent la cuvântul lui Dumnezeu sau la ceea ce se întâmplă în locașul de închinare, îmi găsesc alte preocupări. Aș vrea să vă întreb, de ce Duh suntem călăuziți? Spre ce înclinăm noi? Suntem călăuziți de Duhul Sfânt? Sau lăsăm ca faptele firii să rodească în noi? Venim, slujim aici, în locașul de închinare. Și dacă cumva se întâmplă
să nu apar pe înregistrare, că n-am fost spus. Și eu mă supăr. De ce duc sunt călăuzit? Dacă fac lucrarea lui Dumnezeu să mă vadă cei din afară, și nu Dumnezeu, de ce duc sunt călăuzit? Lucrul cel mai important și lucrul cu care noi greșim cel mai mult, știți care este? Ne zbătem și dorim toți să facem o lucrare aici, duminica și joia. Mai puțin vinerea. Aici. Mulți se doresc, vor să facă aici. Dar așa de puțini sunt acei care vor să facă de luni până duminică. Afară. Predicatorii cei mai buni sunt cei care pun în practică Cuvântul lui Dumnezeu. Știți care este cea mai mare distanță de parcurs de noi cei credincioși? Distanța de la minte la inimă. Cea mai mare distanță. Cunoaștem mult. Știm multe. Și punem în practică foarte puțin. Și se împlinește vorba din popor. Teorie ca teorie. Dar practica ne omoară. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Veți muri. După care îndemnuri? Cunoaște mult, practică puțină. Pe când un om călăuzit de Duhul Sfânt, ceea ce cunoaște, pune în practică. Punând în practică lucrurile acestea, el face să moară faptele trupului. Și astfel El trăiește. Dar nu mai trăiește El, ci Hristos trăiește în El. Lăudați să-i fie numele. Spuneam că noi nu mai datorăm nimic firii. Nu mai datorăm. Așa ne spune Cuvântul. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar știți că datorăm Duhului Sfânt? Dacă vrem să fim călăuziți față de El, avem datorii. Pentru un prim lucru, dacă avem Duhul Sfânt în noi și suntem călăuziți de El, vom fi oameni care vom recunoaște că Dumnezeu a plătit un preț pentru noi. Și vom sta înaintea Domnului în procesul acesta de pocăință, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi și pentru ceea ce a pus în noi. Vom sta cu cuvinte de laudă. Frații nu vor mai fi nevoiți să spună, fraților, deschideți-vă inima, cântați. Spuneam și de dimineață. Ne este greu dacă odinioară potrivnicul, Satan, îi prigonea pe ucenici. Ucenicii erau bătuți, erau întemnițați. Acum știți ce face el? Nu ne mai trimite temniță. Dar pune un lanț împrejurul inimii noastre și avem inima împietrită și cum se deschide? Pe când mă uit în stânga și în dreapta, în loc să văd în fratele, în sora mea, pe Iisus Hristos, eu sunt legat. Și El ne leagă inima. Și nu ne putem deschide. Ne leagă gura. Și nu putem să cântăm. Venim la locașul de închinare aici, suntem îndemnați să ne bucurăm, să ne închinăm înaintea Domnului. Și nu putem, că suntem legați. Omul care are Duhul Sfânt n-așteaptă îndemnurile acestea. În prezența Sfinților este bucurie. Amin. În prezența Sfinților, când ei sunt adunați știind că ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că unde sunt doi sau trei, eu sunt acolo. Noi suntem mai mulți. Aici este El prezent. Păi eu mă bucur de prezența Lui. Eu mă bucur de prezența Lui. Aduceți-vă aminte de femeia aceea bolnavă. Pe ea nu a interesat-o că erau mulți în prejurul Domnului Iisus. Lucrul care a interesat-o pe ea, știți care a fost? Și-l cunoașteți. Să se atingă. Și s-a atins? S-a atins. Aș vrea să vă întreb. Dacă v-ați dori un lucru, nu faceți tot posibilul să-l intrați în posesia Lui? Un telefon mai bun.
o mașină mai bună. Câte sacrificii nu faci? Câte sacrificii nu facem noi când este vorba de tabieturile noastre? Dar când ne gândim că noi suntem doar niște călători, niște mesageri rătăcitori în lumea aceasta. Să meargă altul. La timpul de rugăciune nu pot. Nu pot. Să cânt, nu pot. Dar dacă nu poți să cânți, dacă nu poți să fii la un, să dai un îndemn la rugăciune, ce poți să faci? Și dacă poți să faci ceva, fă lucrul acela. Pentru că nu toți avem același dar, aceea slujbă. Dar să ne înțelegem chemarea. Mi-aduc aminte de o mărturie a unui frate. Spunea că în biserică la ei a ieșit o lucrare și spunea prin Duhul Sfânt Domnul că va lua acasă un stâlp din biserică. Biserica se va clătina. Va simți această durere. Și toți cei din comite și-au pus întrebarea, oare nu eu? Spuneam întrebarea. Și nu după mult timp, o soră bătrână din spate pleacă la Domnul. Și în timpul priveghiului, cei apropiați, copiii, au venit la slujitor și i-au arătat caietul cu cei pentru care se ruga sora. Mijlocea de ani de zile. Pentru familii, pentru tineri, pentru frați care erau implicați în câmpul Evangheliei. Erau o luptătoare pe genunchi. Erau o luptătoare pe genunchi. Și a înțeles locul, chemarea. Deși nu era în lumina reflectoarelor. Își făcea lucrarea acolo în spate. Și Dumnezeu este Cel ce vede, lăudat să fie numele Lui. Amin. Ce fel de credincios ești? Înclin spre lucrurile firești? Te-a prins repede? Vorbești ca un copil? Gândești ca un copil? Sau prin Duhul faci ca lucrurile acestea să moară? Ești vegheator asupra vorbirii, gândirii, comportamentului tău. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, versetul 14, sunteți fii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem fii, noi suntem moștenitori și avem un tată, lăudat să-i fie numele. Spune cuvântul Domnului mai departe, și voi n-ați primit un duc de robie, ci ca să aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și de atâtea ori uităm lucrul acesta. Pentru că înclinăm spre lucrurile firii. Înclinăm spre lucrurile firii. Vreau să vă aduc aminte de trei lucruri pe care le spune Apostolul Pavel. În aceste două versete, toți cei ce sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunteți fii. Ar vrea să vă aduceți aminte că sunteți fii de Dumnezeu. Fii și fiice. Și noi trebuie să ne lăsăm, să înclinăm spre lucrurile spirituale, duhovnicești. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul. Aș vrea să vă mai aduc aminte că ca noi să ajungem în această postură, cineva a murit pentru noi, a plătit Petru, prețul. Și spune versetul 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. A fost cineva care a suferit. Și într-o vreme ca aceasta și noi, dacă trecem prin probleme, ne uităm la Domnul Iisus, la fratele nostru mai mare și plin de credință mergem mai departe. Aduceți-vă aminte că El a suferit înaintea noastră. Și noi dacă vrem să ajungem acolo unde a ajuns El, și noi trebuie să suferim.
Le spune versetul 26, 27 și 28. Ce privilegii avem. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Adu-ți aminte, nu numai că ești fiu, că ai primit un duc care te face să strici Ava, adică Tată, că ești fiu, adu-ți aminte că cineva a suferit înaintea ta și adu-ți aminte că atunci când te pleci pe genunchi, nu ești singur, este cineva care este cu tine și suspină și te ajută în rugăciune, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Iubiții Domnului, spune versetul 6 din capitolul 8 astfel. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și acum se pune din nou întrebarea. Ce fel de credincios ești? Înclin spre lucrurile firii pământești sau spre cele ale Duhului? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Ne uităm la noi, spunem cu toții că suntem creștini și ne dorim lucrul acesta să vină Domnul mai repede, să plecăm din lumea aceasta, să fim pe o veșnicie. Dar ne uităm în jurul nostru cu durere în suflet și vedem că scade numărul celor de lângă noi. Și aș vrea să ne întrebăm din nou, ce fel de credincioși suntem? Oare nu din cauza noastră? Ne uităm în jurul nostru și vedem că cresc numărul alcoolicilor. Cresc numărul avorturilor. Cresc numărul divorțurilor și în poporul lui Dumnezeu. Acum 15 ani nu se auzea de divorțuri în popor. Și acum încep să apară. Cresc numărul nașterilor ilegale. Furturile. Și sunt prinși și aici și dintre ai noștri. Și pun din nou întrebarea. Ce fel de credincioși suntem noi? Înclinăm spre lucrurile firii sau spre ale Duhului? Nu cumva suntem și noi de vină? Scăpăm repede dacă spunem că păstorul, prezbiterul, diaconii, comitetul, arătăm doar cu degetul. Ei. Dar sunt trei degete care arată spre noi. Noi ce facem? Sunt un mesager rătăcitor în lume. Oare suntem cu adevărat? Aș vrea să vă gândiți și să vă răspundeți în lăuntul dumneavoastră. Ce fel de predici vor răsuna de la amboane peste câțiva ani? Dacă acum suntem nemulțumiți, dacă numărul scade în frecvența fraților la biserică, crește în ceea ce privește lucrurile firii pământești. Divorțuri, furturi, mulți înclină spre partea aceea cu băutul, băuturile tari, dulci. Ce fel de predici vor fi? Mă uit în adunări și mă rog și aș vrea să ne rugăm toți să nu se împlinească ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 15. Este vorba despre fiul risipitor.
Mă uit la atitudinea fratelui mai mare, care era acasă. Noi suntem cei mai mari, suntem aici. Nu cumva să ne copleșească și pe noi această atitudine. Atitudinea de a ne compara bunătatea noastră cu răutatea celui care a păcătuit, care a fost plecat, a fost fiul rătăcitor. Și uităm să ne bucurăm de preocuparea tatălui, că s-a întors acasă cel care era pierdut. Nu înțelegem că pe lângă deciziile care fiul pierdut le putea lua, în afară de a se întoarce acasă, erau altele. Putea să meargă să se împrumute de bani. Putea să se spânzure, să se omoare. Putea să schimbe stăpânul. Nu. El a hotărât un lucru și a fost un lucru bun. Să se întoarcă acasă. Noi uităm lucrurile acestea. Sunt frați, surori de ale noastre care au plecat. Și când vin înapoi, noi ne comparăm bunătatea noastră. Păi eu am slujit în biserică 15 ani. Păi cum vine și am atitudinea fratelui mai mare. Păi eu s-am slujit, am fost ascultător. Și nu mi-ai dat un miel. Și eu. Și arătăm spre el. Îmi doresc ca atitudinea aceasta să nu fie în mijlocul nostru. Să avem atitudinea Tatălui, plin de dragoste și de iubire, să-i primim. Amin. Și eram îndemnați în direcția aceasta, în ceea ce privește schimbarea locației noastre, de întâlnire. Va fi deschiderea. Să se vadă dragoste în noi. Să se vadă înțelegere. Să se vadă în noi maturitate, uitându-ne la cei care vor veni, că ei au nevoie de mântuire, în primul rând. Locul acela, peste 2-3 săptămâni, va fi a nostru. Dar ei au nevoie de mântuire, mai mult ca oricând. Amin. Și poate fi momentul hotărător pentru ei, potrivit că ei să audă Evanghelia și se întoarcă. Cum vom reacționa noi în direcția aceasta? Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Și dă-ne putere într-o vreme ca aceasta să fim înțelepți. Amin. Lucru care mă doare cel mai mult este că noi, ca și biserică, ne comparăm cu alte biserici. Ne comparăm. Ne comparăm cu alte altare. Ne uităm la alții și vedem. La ei așa, la cei de acolo e așa, și la noi. În loc să practicăm ceea ce făceau înaintașii noștri. Când nu mergeau lucrurile bine, nu făceau altceva. Mi-aduc aminte. Nu mergeau lucrurile bine, ne plecam la rugăciune. Fraților, este o problemă. Ne rugăm. Domnul să dea lumină, înțelepciune și putere, călăuzire. Ne plecam pe genunchi și ne rugam. Ne uităm doar să vedem altare. Alte biserici, alții merg mai bine, ne comparăm, știu eu, cu biserica din Hațec, cu biserica din Petroșani sau de la Arad, Timișoara, București. Și uităm că acolo este cu totul altfel. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea fratele Michael, fratele păstor care a fost aici cu tinerii de la misionari care se pregătesc. Spunea că în vest la minele de acolo erau folosiți măgare ca să scoată zăcământul din mină. Și când Dumnezeu a făcut o trezire în vest, s-au pocăit majoritatea minerilor. Și când au venit la muncă, pentru că măgarii erau obișnuiți să li se vorbească urât, să fie bătuți, în momentul în care ei au venit de acum, l-au primit pe Domnul, vorbirea lor s-a schimbat. Comportamentul lor s-a schimbat. Când s-au dus și vreau să mâne măgare, să tragă zăcământul afară, vagonița aceea, nu-i mai ascultau. Știți de ce? Pentru că ei erau obișnuiți cu limbajul lor, cel vechi. Cu comportamentul lor. De multe ori mi-am pus și eu întrebarea. De ce poate suntem așa apăsați și nu suntem ca bisericile din alte orașe? Poate și ne influențează și locul de muncă. Suntem apăsați. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că prin întristarea feței, inima, se face mai bună. Și îmi doresc lucrul acesta. Poate locul de muncă ne influențează și avem o stare așa, mai posaci. Doamne, ajută-ne să
ne înțelegem chemarea. Să vedem în cel de lângă noi că Tu ai murit și prin suferința Ta noi suntem fii și prin ceea ce Tu ne-ai binecuvântat pe noi, nu numai că în rugăciunile noastre, în slujirea noastră, nu suntem singuri. Tu ai trimis Duhul Sfânt să fie în noi, cu noi, să ne călăuzească, să ne îndrume, lăudați să fie numele Domnului. Ne-am pus de multe ori întrebarea, de ce rătăcesc cu oamenii, facem biserici mari și totuși sunt locuri multe goale în biserică? Sunt multe locuri goale în biserică, sunt mulți care rătăcesc, nu vin la biserică. De ce? Dacă ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem. Sunt unii creștini care se lasă și înclină spre lucrurile firii și alții spre lucrurile Duhului. Și îmi doresc ca noi să fim dintre acei care să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ne place duminica, joia, când suntem în locașul de închinare, să avem alura de Sfinți. Dar când ieșim de luni până joi, în vineri, sâmbătă, partea aceea de weekend, când nu suntem în locașul de închinare, nu mai suntem Sfinți. Plecăm de la biserică și în loc să plecăm plini de bucurie, că ne-am întâlnit cu Tatăl nostru, care ne-a iubit, ne iubește, care l-a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru noi, să sufere în locul nostru, în loc să plecăm plini de bucurie, plecăm de la biserică ca și cum am plecat de la secția de poliție, după un interogator. Să mă lase în pace, că vorbă multă. Să mă lase în pace. Știți ce văd aici? Nu văd maturitate. Nu văd maturitate. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. În ultima parte, iubiții Domnului, ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu astfel în Efeseni, în capitolul 4, versetul 1 la 3. Spune Cuvântul Domnului astfel. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa cum am spus, cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Știm teorie multă, dar nu este suficient. În momentul în care experimentăm aceste versete, când înțelegem chemarea, când înțelegem la ce am fost chemați, nu vom sta nepăsători. Și vom căuta, așa cum ne îndeamnă Sfântul, prin Duhul, căuta să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Călăuziți, îndrumați de Duhul Sfânt, să fim niște oameni care să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, prin atitudinea noastră în locașul de închinare, noi putem pângări acest loc. Și m-am uitat în dicționarul limbii române ce înseamnă să pângărești. Și spune astfel, a trata ceva sacru cu lipsă, fără lipsă de respect. Să tratezi lucrurile sacre fără lipsă de respect. Pângărim acest locaș prin modul în care noi venim în locașul de închinare și prin ceea ce facem aici. Știți care sunt sinonimele acestui cuvânt a pângării? Vi le spun eu. Când vorbim de rău, când insultăm pe cineva, când ne cinstim, când vandalizăm unele lucruri sfinte, pângărim locașul. Spune o vorbă în popor că omul sfințește locul. Prin prezența noastră aici sfințim noi, dorim noi ca să vină
Domnul și să ne pregătească, să ne întărească prin Duhul Sfânt sau prin prezența noastră, așa cum spuneam, vorbim de rău, în loc să ascultăm ce aici aș vrea să vă readuc aminte, spuneam de că ne uităm la alte altare, la alte biserici. Nu-mi place. Ne uităm la frații noștri ortodoxi, ne uităm la frații noștri și dăm tot felul de denumiri. Nu. Noi trebuie să înțelegem, să fim maturi. Venim în prezența lui Dumnezeu și nu vorbim de rău. Venim în prezența lui Dumnezeu și nu ne cinstim pe nimeni. Copiii respectă pe cei în vârstă. Cei în vârstă respectă pe cei tineri. Și în dragoste vorbesc cu ei. Ne îngăduim unii pe alții. Căutăm pace, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Căutăm să păstrăm unirea Duhului în legătura păcii. Aș vrea să vă întreb. Când suntem în locașul de închinare și ne sună telefonul, pângărim noi? Dar dacă stăm și ne jucăm pe telefon, pângărim noi locașul? Facem lucrurile acestea. Nu numai că îl insultăm pe Dumnezeu. Nu ne interesează de cei de lângă noi. Noi respectăm pe cei de lângă noi. Da, păi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne impune dragostea Lui. Nu ne impune. Nu ne impune cu forța. Nu ne bagă pe gât. Nu ne forțează să-L iubim. Știți de ce? Pentru că El este un gentleman. El vine doar când este chemat. El vine atunci când este așteptat. Aș vrea să vă întreb. Noi suntem fii. Am primit Duhul Sfânt. În noi. Este în noi, cu noi. Ce fel de credincioși suntem? Și zic ca Domnul să ne ajute. Să fim niște oameni care să, în procesul acesta al mântuirii, în procesul pocăinței, să căutăm să ne maturizăm. Nu aici. Când suntem împreună, toți suntem sfinți. Când ieșim de aici. O carte nu este apreciată după titlul ei. Sunt mulți care se uită și văd Biblia. Titlul ei. Lasă-mă și cu Biblia. E o carte veche, de ani. Dar cei care o citesc, găsesc acolo, așa cum mi se spunea dimineață, comori. Dumnezeu ne binecuvintează cu fiecare filă care o citim. Ne binecuvintează. Și noi, ca și credincioși, arătăm datorită numelui nostru, dacă suntem acei care înclinăm spre lucrurile Spirii sau spre lucrurile Duhului. Și lucrurile acestea se văd în viața noastră. De luni până duminică. Și zic, Doamne, ajută-ne! Iubiți Domnului! Gândindu-ne la lucrurile acestea, aș vrea să vă provoc la o rugăciune. Așa cum spuneam. Ne uităm în viața noastră și ne cercetăm pe noi înșine. Și aș vrea în scurte cuvinte să stăm în prezența Domnului și în urma la ceea ce am auzit să-i spunem Domnului, Doamne, dacă eu am făcut lucrurile acestea, să le spunem noi, înăuntru nostru. Doamne, eu am făcut lucrul acesta, am pângărit locul acesta, fără să-mi dau seama. Doamne, am fost imatur. Doamne, am înclinat spre lucrurile firii, mai mult am vorbit de rău, mai mult în loc să privesc în dragoste și în pace, să ridic, să mă bucur aici. Doamne, ai milă de mine. De aceea, iubiții Domnului, vă invit să vă ridicați și să ne rugăm în direcția aceasta ca Domnul să ne dea putere prin Duhul Sfânt, să putem să fim plini de Duhul Sfânt și să se vadă în noi că suntem diferiți de cei din jur. Amin. Ne rugăm împreună în direcția aceasta. Stăm înaintea ta, Tatăl din cer. Conștient fiind că de multe ori în locașul de închinare, prin cuvântul tău, Tatăl din cer, care tu ne-ai vorbit în această zi, ai conștient.
ce ești tu, cum ești și unde. Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Slăvit să fie numele Domnului! Moise parcă face ecoul strigării noastre, cine este Tatăl nostru? Cine este Dumnezeu? În Exodul 3 cu 14, Dumnezeu se descoperă pe sine. Dumnezeu a zis lui Moise. Și dacă observați, Dumnezeu nu a spus lui Moise, du-te la copiii mei, la Israel, și spune-le că eu sunt Creatorul, eu sunt Dumnezeu Făcătorul, eu sunt Dumnezeu Atotștiitorul, Atotțiitorul și Atotcunoscătorul. Nu! Dumnezeu a spus, a zis lui Moise, eu sunt Cel ce sunt, slăvit să fie numele Domnului. În Geneza 22, Dumnezeu este Dumnezeu Ire, adică Dumnezeu va purta de grijă. Și nouă Dumnezeu ne poartă de grijă. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi în Exodul 15 cu 26, Dumnezeu este prezentat ca Dumnezeu Rafa, adică Domnul este vindecare. Slăvit să fie numele Domnului. Iar dacă cineva dintre noi, din familia noastră, din cunoscuții noștri, sunt bolnavi, sunt în suferință, sunt în necaz, să-i aducem la acest Dumnezeu care spune, Domnul este vindecare. Amin? Amin. Slăvit să fie numele Domnului. În Judecători 6 cu 22-24 ne este prezentat ca Dumnezeu Shalom. Domnul este pace. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem pace cu El prin jertfa Fiului Său Iisus Hristos. Avem pace în familie, avem pace în țară și în oraș. Slăvit să fie numele Lui. În Exodul 17:1 este arătat ca Dumnezeu Nisi. Domnul este steagul meu. În Ezechiel, Dumnezeu Shama. Domnul este aici. Slăvit să fie numele Domnului. În Psalmul 23, Dumnezeu Raha. Domnul este păstorul meu. Și uitați, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Iubiții mei, duceți careva lipsă de ceva? Aveți nevoie de ceva și Domnul nu v-a dat? Dumnezeu ne dă înainte de a cere noi ceva. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări de ierte din pricina faptelor noastre, umblării noastre, din pricina numelui Său. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, Apostolul Pavel le amintește corintenilor, dar și nouă. Cei mai mulți dintre izraeliți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Într-o zi, un păstor a făcut următorul anunț. Toți membrii bisericii, frați și surori, sunt invitați la o masă de dragoste, cum ar fi duminica viitoare, după program. A sosit duminica, s-a făcut masa de dragoste, iar la sfârșit păstorul a spus în felul următor. Mulți dintre cei la care ne așteptam să fie prezenți, lipsesc. Și din păcate, apoi urmează ceva mai care ne îndurerează. Așa va fi și în Rai la Dumnezeu. Mulți din cei care au fost chemați la mântuire, lipsesc. De ce, iubiții mei? Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi. Deoarece lumea, cu poftele ei, i-au tras înapoi. Dima, din dragoste pentru lume, l-a părăsit pe Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de toți și de noi care am făcut un legământ cu Dumnezeu. Dacă am făcut un legământ cu Dumnezeu, să-L ducem până la capăt. Să ne întâlnim cu toții în împărăția Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Am să dau o citire la câteva pericole cu care sunt confruntați creștinii pe calea mântuirii. Și din păcate, acestea se cam adeveresc. Pericolul de a dori să ne întoarcem în cetatea Perzării. Așa cum au făcut izraeliții. Nu spuneam noi în Egipt,
Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Apoi Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de biserică din vulcan. Nu te teme de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta și în toate zilele vieții noastre. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, pericolul de a greși drumul. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Ori de multe ori, în zilele noastre, au apărut niște curente care ne abat de la calea lui Dumnezeu. Iar noi aplecăm urechea și ascultăm de ele. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim statornici pe calea, cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, mai este pericolul amăginilor. Și nu numai că în aceste zile diavolul îi amăgește pe cei tineri, dar, din păcate, îi amăgește și pe cei în vârstă. Și pentru aceasta trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute, să ne dea pricepere și să ne dea înțelepciune. Solomon ce a cerut de la Dumnezeu? Și Dumnezeu celelalte lucruri le-a dat pe deasupra. Vrei să fiți bogat? Vrei să aveți tot ce vă doriți? Dumnezeu spune că lui Solomon i-a dat înțelepciune și i-a dat și bogăție și tot ce și-a dorit pe deasupra. Slăvit să fie Domnul! Și uitați ce spune cuvântul. O galateni nechipzuiți! Cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Apoi, mai există în ziua de astăzi pericolul creat de grijile vieții. Și într-adevăr, noi ne îngrijorăm mai mult de viața de aici decât de cea viitoare. Ne îngrijorăm mai mult de aici decât de dincolo. Și normal și corect ar fi invers. Să ne îngrijorăm mai mult pentru viața de dincolo decât cea de aici. Și cuvântul ne spune, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Doamne, ai milă și îndurare și ajută-ne și dă-ne putere, amin, iar noi să ne dăm silința să fim roditori. Slăvit să fie Domnul. Apoi mai există pericolul îndoierilor. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Să nu ne îndoim nicio clipă, că Cel ce este la dreapta lui Dumnezeu vechează și ne ajută, indiferent prin ce clipe sau momente vom trece. Dumnezeu este acela, iar Domnul Iisus Hristos a spus în felul următor: cereți de la Tatăl tot ce doriți, iar Eu voi mijloci și mulțumiți ca și cum ați primit aceste lucruri. Slăvit să fie numele Domnului! Pericolul plăcerilor și dragostea pentru lume. Aici are este problemă și nu mă refer la biserica noastră. În general, bisericile din ziua de azi au deschis brațele, așa cum v-am spus, statuia din Rio de Janeiro este cu mâinile așa, arată pe Domnul Iisus Hristos cu brațele deschise. Din păcate, bisericile din ziua de azi au deschis larg mâinile și acceptă tot ce nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi. Dumnezeu să aibă milă de proroci. Dumnezeu să vorbească prin prorocii lui. Amin. Amin. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi, să spunem păcatului pe nume. Amin. Slăviți să fie Domnul. Căștima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și a plecat la Tesalonic. În Tesaloniceni 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor: nu stingeți Duhul. Amin? Amin. Nu disprețuiți prorociile. Amin? Amin. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice
se pare rău. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem identitatea noastră spirituală, să înțelegem secretul binecuvântărilor divine. Iubiții mei, rămân la aceste cuvinte și dacă am fost atenți, iar inima noastră a fost deschisă, am rămas cu ceva învățături. O predică, o îndemn, de la orice frate vine, Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului, care vă poate zidi sufletește, și uitați ce scrie, și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare, îl slăvim pe Dumnezeu. În fiecare zi din viața mea, în fiecare zi din viața mea, în fiecare zi din viața mea, eu l-am pe Mesia. În fiecare zi din viața mea, în fiecare zi din viața mea, în fiecare zi din viața mea, eu l-am pe Mesia. Da, eu mă bucur, da, eu mă bucur, da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Da,